Laura și Mihai au stat de vorbă, am văzut că Laura așa aranjat hainele în șifonier și Mihai a urcat sus la ea în dormitor, s-au așezat pe pat și au început să vorbească, încearcă să se cunoască mai bine. Laura îi spunea că a învățat că trebuie să lase lucrurile să vină de la sine într-o relație, să nu își dorească așa într-o disperare vreau să mă căsătoresc, vreau să mă căsătoresc dacă se întâmplă, se întâmplă spunea Laura, dacă nu se întâmplă asta este Mihai dătea dreptate, spunea că lucrurile astea le vezi pe parcurs, pe măsură ce cunoști persoana, vezi cum decurge relația și apoi vezi ce se întâmplă Laura spunea că, după părerea ei, într-o relație, ca să funcționeze, este important ca ambele persoane să-și dorească aceleași lucruri. Dacă unul este decis și celălalt este indecis, spunea că nu prea este ok. Mihai era de acord, îi zicea Laurei că nici lui nu-i plac persoanele indecise.